astăzi 1 Corinteni 13, capitolul dragostei, îl numim. Dar știți că acest capitol e încadrat între două dezbatere ale Apostolului Pavel despre darurile duhovnicești. Darurile, manifestarea darurilor în biserică au sens când sunt făcute din dragoste. Dragoste pentru Domnul, pentru ceilalți, să zidească. De aceea e importantă dragoste. E ca mortarul. Trebuie să fie în tot ce facem, trebuie să fie prezentă. Eu nu am să dezbat acest capitol. Am ales doar un singur verset din el, pe care aș vrea să stăruiesc, E vorba de versetul 7. Dar înainte merită să-l citim tot capitolul, nu? E prea frumos. Ne ridicăm cu întreaga adunare și citim acest capitol 13 din Corinteni. Am să-l citesc mai, mai rar, mai apăsat acolo unde trebuie, să prindem nuanțele acestui binecuvântat text biblic. chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, Chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea, este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu invidiază, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorocile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, căci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil, când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă în chip întunecos. Dar atunci, atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin. așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Domnul să bine cuvinteze cuvântul, inimile noastre să primim acest cuvânt și dragostea să domnească în familiile noastre. Amin. Vă rog să ocupați locurile. V-ați dat seama probabil că Apostolul Pavel când vorbește despre dragoste, nu vorbește despre, știu o dragostea erotică sau dragostea prietenească. E vorba de un alt tip de dragoste, cum o numea C.S. într-o carte a lui Cele patru uh, uh, iubiri. O carte foarte bună, nu ușor de citit, uh, unde el... Uh, Numește această dragoste de la Dumnezeu, care vine de la Dumnezeu, pe care în greacă o numeau grecii Agape. O numește caritate. Dragostea ca și caritate sau milă. E un alt fel de dragoste. Toate celelalte tipuri de dragoste sunt prezente. Noi și le experimentăm. Când Apostolul Pavel scrie despre dragoste, aici folosește acest cuvânt: caritatea, dragostea ca și caritate, ca milă. Eu am să vorbesc despre neîngrădirea dragostei și mă voi axa ca parte practică pe versetul 7 care spune că dragostea face patru lucruri. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Domnul să ne ajute, dar mie să știți că mi-este greu și să mă gândesc cum să împlinesc acest verset. Și știți care e cuvântul cel mai greu? Totul. Cuvântul poate fi tradus în limba greacă, e panta. E un cuvânt foarte cunoscut, nu vreau să deviez din mesaj, dar panta în limba greacă înseamnă totul sau întotdeauna. Deci, textul se poate și citi și așa. Acoperă întotdeauna, crede întotdeauna. Nădejduiește întotdeauna, suferă întotdeauna. Și am să cer să aplic acest verset la familie. Că aici stă dificultatea. Așa la teorie a găsit sensuri, ne mai pricepem. Dar cum să aplic cele patru uh, acțiuni ale dragostei? Mm, asta nu-i simplu. Și eu spun după... Zeci, zeci de ani de căsnicie. Care-i contextul? Pavel, de fapt, vrea să corecteze în epistola către Corinteni, să corecteze niște abuzuri, care abuzuri de daruri care erau în această comunitate. De aceea el insistă că atunci când folosești darurile, trebuie să fie acestea mediate de dragoste. Dragostea e măsura adevărată a tot ce facem. Nimic nu are valoare în tot ce realizăm, ce spunem sau ce avem, fără dragoste. Deci, dragostea. Spune Apostolul Pavel, după cum vedeți, dinamica textului nu este doar o emoție. Este și ceva emoție, sigur. Pentru că așa o percepem noi când iubim, dăm drumul la emoții. Dar din câte eu citesc aici, dragostea e mai mult o alegere. O alegere să acționezi. Asta e dragostea. Este un act de voință ca să te sacrifici, să te dăruiești celuilalt. Tu alegi asta. Când deschizi ușa inimii tale, metaforii vorbind, pentru o altă persoană, ai ales, practic, să-l pui pe celălalt pe primul loc în viața ta. Este o alegere când iubești. Dar nu numai atât. Că oricine alege să iubească și acționează, face ceva pentru celălalt. Deci, dragostea nu este atât emoție, cât este alegere și acțiune. De aceea, dragostea poate fi într-un anumit sens controlată. Noi nu ne putem controla emoțiile, dar ne putem controla acțiunile și alegerile. Dumnezeu ne măsoară, deci, în viața în funcție de alegerile noastre. Și când Apostolul Pavel prezintă această dragoste, în primele trei versete, el vorbește despre esența dragostei, pentru că spune el, practic, orice ai face, dacă nu ești motivat de dragoste, nu e nimic, nu înseamnă nimic. Dacă, de exemplu, te implici în filantropie, să ajuți să, pe cei în nevoi, da, să îi cauți pe cei apăsați, să dăruiești, cum sunt acum, mai ales cu războiul acesta, Atâția s-au investit, și Dumnezeu apreciază lucrul acesta, dar de, de ce o fac? Și Pavel spune: Dacă nu ai din dragoste, nici asta nu înseamnă nimic. <laughs> și când folosești darurile de cântare, de predicare, de ajutorare, de rugăciune, de credință, de înțelepciune, toate darurile acestea pe care Dumnezeu ne le dă, ele nu înseamnă absolut nimic dacă nu le faci din dragoste. De obicei, vedeți, noi iubim pentru beneficiul nostru, ca să ne simțim noi bine dar dragostea adevărată este, de exemplu, să-l iubești pe cineva și să nu te simți bine. La ce mă gândesc? Când profeții în vechime primeau din partea lui Dumnezeu un mesaj, mesajul nu prea era încurajator de obicei, era un mesaj de avertizare, de mustrare, profetul avea darul și trebuia să-l exerseze, trebuia să ducă mesajul de la Dumnezeu. Nu poți să spui că se simțea bine. Când îl ducea, vedeți că dacă nu faceți asta, veți ajunge în robie. Nu-ți produce plăcere să spui asta, dar a trebuit să o facă. Pentru că ei îl iubeau pe Dumnezeu. Deci, motivația din spate contează. Nu totdeauna motivația e ușor de citit. Uh, <coughs> Bun. Uh, Pavel spune că aici ne verificăm întâi concret dragostea în biserică, în acțiuni, în familie. Fără dragoste nu suntem nimic, nu valorăm nimic. Uh, nu suntem împliniți. Dar de la versetul 4, Pavel are un, un uh, rând, o linie de, de afirmații despre dragoste, care ne spune de ce este așa de importantă, esențială această dragoste în viața unui creștin. Și întâi, el ne spune ce face dragostea. Dragostea, pe lângă faptul că e îndelung răbdătoare și plină de bunătate, ce nu face dragostea? Uită ce nu face. Dragostea nu invidiază, nu Da? Versetul 4. Adică nu rivalizează, nu intră în competiție. Pentru că nu poți să-l iubești pe cineva și să-l invidezi în același timp. Dragoste, apoi, nu se laudă. Uh, nu trăiești ca să te laude mereu ceilalți, să atragi atenția, să fii mereu, să vrei să fii mereu în centrul atenției, să fii admirat. Uh, pentru că nu poți să iubești și să te lauzi în același timp. Lauda e preocupată de sine. Dragostea e preocupată de ceilalți. Apoi, dragostea nu se umflă de mândrie. Foarte pompos, așa pusă, interesantă alegerea acestei traduceri. Dar spune ceva, că dragostea, adică nu... nu este preocupată de propriul sine, nu e infatuată, să te vezi superior, adică celorlalți. Când iubești, nu trebuie să ai acest sentiment de superioritate, să te lauzi în ochii tăi, adică. Dragostea nu se poartă necuvincios, adică neonorabil. Nu calcă peste standardele de comportament ca să-i facă pe ceilalți să fie stânjeniți sau jenați. Și chiar în familie asta un respect, o cuvință care există în familie când îl iubești pe celălalt am văzut și discrepanța aceasta la uneori că în public e unul și în familie e altul nu-și respectă soția sau soțul sau copii dragostea se poartă cuvincios pun în pozitiv dragostea nu caută folosul său Adică nu lucrează în avantajul său, mereu adică să cau te pui înaintea altora. Nu, empatizezi, te gândești la ce simte celălalt. Dragostea nu se mânie, nu se irită ușor, adică, pentru că un temperament din ăsta răutăcios, mânios, arată un duh neiubitor, Dragostea nu se gândește la tăt rău, da? adică nu se lasă umplută de resentimente, alegi să, nu, să ierți, alegi să nu te încarci cu amărăciune. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, nu se bucură de nedreptate, când vede nedreptate nu se bucură, cauți mereu știrile care arată răul. Nu, nu se bucură când unii sunt tratați greșit, când răul învinge, când Dumnezeu e dezonorat. Nu se bucură de nefericirea altuia, adică dragostea se bucură însă de adevăr. Bucuria dragoi este, este în adevăr, adică te bucur când adevărul triumfă. Bun. Acestea, aceasta a fost lista uh, ce nu este Drago. S-a că toate au fost puse negativ. Dar acum pe mine nu mă interesează acestea, merită dezvoltate. Le-am definit doar pe scurt. Dar este acest verset, versetul 7, care m-a tulburat totdeauna când am citit în sensul spiritual, adică în spiritul meu și mă tot gândeam. Cum să-l înțeleg? Cum să-l aplic în familia mea, de exemplu? Că despre asta vorbim acum. E un mesaj îndreptat spre familie. Că dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjdește totul, suferă totul. Totul aici înseamnă sau întotdeauna ne trimite la, fără excepție, fără limite, neîngrădită. Asta face dragostea, ceea ce face continuu dragostea, întotdeauna, neîngrădită, este asta. Acoperă, crede, adăjdește și suferă. Aceste patru verbe patru, și patru expresii ating patru zone sensibile în viața de familie și nu numai, și în viața de familie, biserică. Dacă aș aplica la biserică, nuanțele puțin ar fi diferite. Acest totul sau totdeauna expandează, lărgește foarte mult spectrul. Cu alte cuvinte, ni se spune că este un tip de dragoste care are o calitate în ea însăși, însăși anume Anduranța, răbdare, capacitatea de a rezista, da, de a suferi, de a nădăjdui, da, de a uh, acoperi. Bun, ce face adică întotdeauna dragostea? Uh, vreau de la început să amintesc că Apostolul Pavel, când vorbește despre dragoste aici, vorbește ca despre un dar de la Dumnezeu. Și vorbește unei biserici, vorbește unor creștini. Numai creștinii pot înțelege și pot avea acest tip de dragoste. Ceea ce spune Pavel, cred, în Romani 5 cu 5. Că, adică, Dumnezeu zice. Uh, a, a, dragostea Lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Da? Deci, dragostea Lui Dumnezeu adică este ceva tipic, specific naturii Lui Dumnezeu. Nu este dragostea cu care noi ne-am născut și pe care o exercăm, o practicăm în diverse domenii. Este un alt tip de dragoste, este acea dragoste agape, necondiționată, sacrificială, care șochează aproape. Exact asta face în acest verset. Șochează. Și ne spune că crede totul, acoperă totul, speră totul. Cum adică totul? Adică totdeauna, ea, ea nu face excepții. Să vedem cum s-ar putea aplica acestea patru, la noi. Prima afirmație, dragostea acoperă totul. La ce se referă? Sau acoperă întotdeauna? Cel mai bun sens este de protecție. Dragostea, adică acoperă în sensul de protecție. Nu în sensul că dragostea acoperă păcatul celuilalt. <laughs> adică se face că nu vede răul, nu vede imperfecțiunile. Într-un fel, așa este că sunt situații în care te faci că nu vezi toate imperfecțiunile soțului sau soției sau copilului. Dar sensul e puțin mai puternic aici. Anume. Acest, această dragoste acoperă în sens de protecție, așa cum un acoperiș protejează ce este în casă, așa cum, de exemplu, părintele își protejează copilul. Da? Supra protejarea copiilor înseamnă dragoste. Pentru că îți pasă de ei. Protejează, de exemplu, în familie, reputația celuilalt. Dacă îl iubești pe soțul tău, pe soția ta, dacă îl iubești, dragostea îi protejează pe cei dragi de a fi expuși, ridiculizați sau răniți. De aceea, dragostea nu bărfește și nu ascultă bărfele despre celălalt. Dragostea nu își critică partenerul în public. Nu îl umilește în public. Există, dacă vreți, o discreție a dragostei. Da? Uh, uneori dragostea nu trebuie să se manifeste zgomotos. Ci uh, există o discreție, zic, o, o, o acțiune, o lucrare în liniște, să iubești în tăcere pe celălalt. Știu că păcatul este ceva rușinos, uh, dar dragostea nu vrea ca păcătosul să fie făcut de rușine mai mult decât este necesar. Vreau să vă dau un exemplu aici, de la Domnul Isus. În Matei 18, el spune așa, dacă ți-a greșit cineva, nu, ce faci? Îl spui în public imediat? Trâmbițezi? Îl arăți pe față? Îl deconspiri? Îl... Nu, îl protejezi. Întâi te duci și vorbești cu el, zice. Caută-l. Încercați să lămuriți disensiunea, problema, dacă a greșit împotriva A vorbește cu el. Lăsați să fie totul făcut acolo între voi doi, nu în public. Faceți-o cu alte cuvinte discreți, confruntarea să fie privată și nu aduci imediat greșeala celuilalt în public. De câte ori am greșit aici? Când în loc să te duci la celălalt și să cer să rezolvi problema, nu te-ai abținut. Imediat ai răspândit, ai dat la ceilalți, ai spus greșala celuilalt. Și o, o facem uneori și cu cei din casele noastre. Dar ați sesizat discreția, sensibilitatea Domnului Isus ne îndeamnă să încercăm întâi să acoperim, să protejăm relația, să nu o expunem imediat, chiar dacă celălalt a greșit. Deci, această dragoste caută să corecteze pe cel ce a greșit. Nu protejează păcatul. Atenție, aici acoperi nu înseamnă că acoperim păcatul. Protejează păcatul, nu protejează păcatul, ci protejează păcătosul. Să o pun așa într-o formulă. Asta de ce e important? Cam toate televiziunile noastre, și acum și pe internet, se caută foarte mult aceste clipuri scurte, câteva secunde uneori, care scot în evidență răul, greșala celuilalt. Nu știu ce a făcut cineva, l-a prins în trafic sau s-a -a dus și a spus ce nu trebuie imediat, filmat, da, pe toată lumea știe, mii, sute de mii de oameni în seara aceea știe ce au făcut cu tare. Mi se pare atât de lipsit de iubire ce fac aceste televiziuni și acești reporteri. Bun, aduci în față lucruri serioase. Dar de ce spun aceasta? Pentru că în Vesta mai fost și eu am călătorit și uh, acolo uh, televiziunile centrale, naționale, sunt mult mai prudente, mai atente, mai sensibile. Doar după ce uh, verifică foarte bine, dacă, după ce calculează ce efecte va avea știrea respectivă atunci de drumul. Dar tabloidele acestea, uh, anumite televiziuni care nu mai să se ocupă și pe internet, știți că sunt hrană zilnică pentru mulți dintre noi. Asta se caută, asta face ratingul. Asta e inclinația firii noastre păcătoase de a, ex a, a găsi plăcere în a expune greșeala celuilalt. Dragostea nu face asta. Nu face asta. Nu da share. Nu trimite mai departe greșelile altora care unul, altul au greșit în predică, au greșit în ce situație. Și se bucură unii și alții, și râd. Proverbe 10 cu 12. Ura strânește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Din nou, toate greșelile. Știți cum ne măsurăm dragostea pentru celălalt și în familie și în biserică? După cât de repede căutăm să-i acoperim greșelile. am văzut asta nu odată, când părinții sar în ajutorul copiilor, care poate au greșit și părintele sară și mijlocește pentru el și spune profesorului sau altuia, vecinului, nu cred că asta a vrut să spună, nu știa ce face. Asta e foarte frumos, asta e o inițiativă de a acoperi, de a proteja. Deci asta face dragostea, avertizează, corectează, disciplinează, confruntă, dar nu se bucură de răul celuilalt. Dragostea simte rana celuilalt și caută să o ducă împreună cu celălalt. Chiar vrea să ia și el din consecințele greșelii celuilalt. Pe nu asta a făcut Domnul nostru Hristos. Este 53, El suferințele noastre le-a purtat. <laughs> Mi-a plăcut iarăși un fragment, o fază din viața Domnului Isus din Marcu, capitolul 2. Era la începutul lucrării și de la versetul 23 citim că Isus trecea cu ucenicii lui prin lanurile de grâu și ucenicii ce au făcut? Au început să smulgă spice de grâu. Aha. Probabil să le și guste. Fariseii i-au zis, vezi de ce fac ei ce nu este îngăduit să fac în ziua sabatului. Și Isus putea să zică, mai a, iertați, au greșit, nu era, în primul rând, nu era un lucru grav. Era doar în ochii fariseilor. Și uitați Iisus ce spune, oare n-a citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zile marele preot abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea dinaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mânce decât preoții și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el. Uh, gestul lui Isus m-a impresionat. Și-a apărat ucenicii. Ala i-a acoperit. Chiar cu Scriptura. S-a identificat cu ei. Ea, dragostea asta face, caută și soluții. Să-l protejeze pe celălalt. 1 Petru, capitolul 4, versetul 8. Aici este o expresie foarte puternică. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Dragostea, cu alte cuvinte, îl sprijină pe celălalt, nu obosește în a sprijini, nu cedează. Dragostea acoperă păcatele, dar nu o lasă pe celălalt în păcat. Bun, aceasta e prima afirmație. Asta înseamnă dragostea acoperă totul. Și întrebarea este dacă în familia ta aplicați această acțiune a dragostei și vă rog să o faceți. Că asta face dragostea. Protejați-vă unii pe ceilalți. E nevoie să, măcar noi, să o facem în familie, în biserică. Că lumea e foarte rea. Dragostea, însă, știe când să intervină cu discreție, să-l protejeze, să-l ajute pe celălalt, să nu-l expună așa cum a făcut și Domnul nostru. Așa să ne ajute Domnul. Al doilea, a doua expresie, dragostea crede totul. Hm. În ce sens crede totul? Nu înseamnă că dragostea e credulă. Adică naivă. Crede orice. Nu. Aici sensul este de încredere. Dragostea dă credit celuilalt. Când ești în familie, îi dai credit, îl cunoști, o cunoști, îți cunoști copiii. Indiferent ce spun ceilalți, tu îi dai credit soțului tău, că îl iubești. Adică dragostea e gata să creadă ce este mai bun în celălalt. Și chiar dacă nu vede totdeauna ce este bun, nu își pierde credința. Deci, aici sensul nu este extrem. Că dragostea ar fi cumva naivă, stupidă. De exemplu, dragostea nu crede minciuna. Dar nu asta ți se cere. Nu crede orice. Nu relativizează adevărul. Nu renunță la discernământ. Nu asta ți se cere când spui că trebuie să iubești. Iubești cu discernământ, cu înțelepciune. Dar sensul aici este altul. Adică, Dracoste alege să creadă ce e bun în celălalt. Până se dovedește a fi altfel. Dar cel puțin îi dai un avantaj, îi dai un credit. Măcar tu. În casa ta. Dragostea adică nu e suspicioasă sau cinică. Hai să o punem puțin altfel ca să iau un limbaj așa din juridic. Dragostea acordă prezumția de nevinovăție. De nevinovăție. Că dacă cineva este acuzat din familia ta pentru ceva rău, ce faci? Ei de-a bună, imediat, te agiți, judeci, tranșezi lucrurile pripit sau, pentru că îl cunoști pe celălalt, îi dai întâi credit. Îl consider inocent până la dovedirea vinovăției. Și chiar dacă va fi dovedit vinovat, dragostea îi va da credit pentru cel mai bun motiv care este în inima lui. Nu înseamnă, zic, să fii părtaș la păcat, ci înseamnă cum te raportezi la celălalt. Că e lângă tine, e al tău sau e fratele tău în Hristos. Iarăși, în relațiile noastre ne pripim, acuzăm nejustificat. În Iov. Capitolul 21 cu 27. Știți că Iov a fost vizitat după încercările din viața lui? A fost vizitat de trei prieteni și aceștia l-au acuzat de multe. Iov zice: Nu se poate să nu fi păcătuit cu ceva. Dumnezeu te-a pedepsit și Iov se apără și spune: Nu, nu există un motiv serios. Iov trebuie să ascunzi ceva. Observați? Presau pe Iov. Dar erau prietenii lui, trebuia să-l iubească, să-i dea credit. Și aici de aceea spune Iov la un moment dat, știu eu bine care sunt gândurile voastre, ce judecăți nedrepte rostiți asupra mea. V-am amintiți că și Domnul Iisus Hristos a fost judecat greșit de iudeii din vremea Lui cărteau împotriva lui mereu, l-acuzau de lucruri pe care nu le-a făcut. trebuia să îi acorde credit, încredere. Pentru că dragostea asta face. dragostea crede și în recuperarea celui care a greșit. Dar la ten șase cu 1. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu Duhul Blândeții. Și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Deci nu ți se cere ruperea orice legătură. A fost o greșeală, a căzut într-o greșeală, nu este o stare de păcat continuu, de încăpățânare, de refuzare, de refuz a, a Nu. E vorba că a căzut deodată în greșeală. Și tu ce faci? Dacă ești matur, duhovnicesc, ca să înseamnă matur aici, ridică-l cu Duhul Bândeții. Bun. Asta face dragostea. Dragostea crede uh, se dă credit, dragostea îl ridică pe celălalt, chiar dacă a greșit. Și asta e întrebarea. Cum îți tratezi partenerul de viață în familie când a greșit? Trebuie să ai resurse puternice în iubire ca să încerci să-l recuperezi, să mai crezi în el. Am văzut, am auzit și știu multe cazuri de soții care au știut că soții lor trădează. Am avut multe consilieri pastorale pe linia aceasta, soții care mi-au spus, știu, m-am înșelat, dar eu o iubesc mă miram și eu cum așa, nu i-am cerut să-mi spună, a spus-o direct una dintre din cazuri. Și am venit, frate, să spun că mi-e greu, dar eu îl iubesc, eu îl vreau înapoi, asta e soțul meu, am făcut legământ cu Domnul și cere ajutorul să vadă ce ar trebui să facă acum. Toată admirația pentru o astfel de iubire uimitoare. Și povestea s-a încheiat fericit până la urmă, au rămas împreună ca soț, soții, aveau deja copii. Și din când în când îmi mai trimit poze cu ei și cu copiii împreună cât de fericiți sunt. Ce-a biruit acolo? Ce credeți că a fost? O dragoste a unei soții care i-a mai dat credit. Am mai avut încredere, se poate. Poate a fost o alunecare, poate a fost și a fost și vina ei într-un anume fel sau circumstanțe. Sau, poți găsi fel și fel de motive, nu asta e important. Dacă iubești, trebuie să crezi că poate fi recuperat celălalt dacă a greșit. Bun. Și chiar dacă nu vezi anumite semne, de schimbare. Dragostea continuă să creadă. Aici am un cuvânt și pentru părinții care au copii și nu sunt în casa Domnului, nu sunt la credință. Voi trebuie să iubiți cu credință. Asta, iubirea cu credință, asta înseamnă să zici, eu cred că până la urmă ce am sădit în copilul ăla, ce s-a pus în el, în biserică sau prin cuvântul lui Dumnezeu, nu se poate pierde. Va fi o mișcare a Duhului, va fi întoarcere înapoi. Trebuie să crezi lucrul acesta. Dragostea crede. Acolo unde puțin mai cred. Pentru asta este credința, să sari în imposibil, în inexplicabil, ba da, asta este. Și noi trebuie să toți ajungem aici, în viață, în situații mai ușoare, mai grele, în care credința noastră va fi testată. Bun, a treia afirmație, dragostea nădăjdește totul. Hmm. A, adică dragostea e optimistă. dragostea nu își pierde speranța. Cum se numește biserica voastră? Speranța. Ok. Deci trebuie să fiți și mai atenți. Da? Pentru că dragostea speră. Nădejdește totdeauna. Când dragostea nu mai are de unde să ia credință, apare speranța, apare varianta speranței. Când este foarte greu în viață și credința e mică, știi ce te duce înainte? Speranța. Unii chiar acum poate treceți prin încercări care îți pot afecta chiar familia, căsnicia. Știu eu o boală, un copil răzvrătit, Criza financiară, ți-ai pierdut slujba, nu știu ce situație poate fi. Și zici, imposibil să mă duc mai departe, nu mai am resurse, nu mai am de ce să mă agăț, nu mai am credință. Ce face dragoste atunci? Renunță? Nu, nădăjdește, speră. Există un pas chiar dincolo de credință, prin speranță. când speranța a devenit slabă, înseamnă că dragostea ta a devenit slabă. Cele două se condiționează. Dragostea adevărată, pusă de Duhul lui Dumnezeu în tine, speră, nu cedează. Adică pentru dragoste nu există caz fără speranță. Și iarăși putem aplica în toate domeniile. Pomeneam de părinții care suferă pentru copii, de soții care suferă pentru partenerii de viață, de biserica care speră în recuperarea celor pierduți. Biserica speranța ar trebui să-și onoreze numele prin a iniția lucrări de recuperare a celor pierduți, plecați din biserica asta. Pentru că dragostea nădăjduiește întotdeauna. Nu își pierde speranța. Și vreau să închei mai am încă a, a patra afirmație aici. Dragostea suferă totul. Ok. În ce sens suferă totul? Termenul folosit de Apostol Pavel aici, am citit și eu mai multe, este un termen preluat din armată. Și se referă la soldatul care își menține poziția cu orice preț. Nu cedează. Chiar cu prețul vieții, el rămâne în post, în locul lui. Acesta sensul folosit de Pavel aici. Dragostea suferă în sensul de stăruiește, perseverează, refuză să cedeze. Asta înseamnă să iubești. Refuzi să cedezi. Ca și Ștefan Martirul Bisericii. Care a refuzat să cedeze, deși știa că va muri. Și-a mărturisit credința până la capăt. Cine nu poate suferi, nu poate iubi. Dragostea nu încetează și să spere, și să acopere, și să creadă, dar mai ales să înainteze. Dragostea te duce înainte. Chiar dacă dragostea ta e insultată și rănită de celălalt, dragostea merge înainte. Iubește chiar dacă, chiar dacă, dragostea suferă, perseverează, refuză să cedeze. Asta înseamnă răbdarea dragostei. Bun, în concluzie, vedeți patru dimensiuni ale dragostei care uh, ne descriu, poate, zona cea mai grea a iubirilor noastre, a relațiilor noastre. Când greșește celălalt, ce faci? Când îi vezi imperfecțiunile zi de zi, ce faci? Le trâmbițez sau îl acoperi cu speranța că se va schimba. Dacă îl iubești, acoperi greșelile celui pe care îl iubești, îl protejezi. Dragostea dă credit celuilalt. Crede că mai există ceva bun. Crede că se mai poate face ceva frumos atât cât este posibil, dar trebuie să creadă, să mergeți înainte, să luptați pentru familiile voastre. Dragostea speră, dragostea este optimistă, speră când poate nu mai ai credință. Dumnezeul nostru este Dumnezeu nădejdei, și al viitorului. Ne încredem în El. Noi mergem înainte datorită Lui. Istoria merge înainte datorită Lui. Și viața noastră este în mâinile Lui. Și dragostea perseverează, refuză să cedeze, suferă rabdă când speranța a capitulat sau a dispărut. Dragostea e adevărat. E adevărat că atunci când iubești, riști ceva. Oricine iubește își asumă un risc, să știți. Riscul că nu vei fi la fel de iubit, riscul că vei fi părăsit, riscul că vei fi dezamăgit, în sfârșit. Dar fără dragoste nu suntem nimic. Fără dragoste nu suntem nimic. Dragostea e adevărat, poate fi și ea zdrobită, respinsă, dar are această capacitate în ea de a continua. Aș vrea să vă citesc în final un pasaj dintr-o carte, din cartea pe care am pomenit-o la început, cele patru iubiri de C.S. Lewis la pagina 331, o găsiți în varianta românească, m-a impresionat modul în care se Lewis prezintă riscurile dragostei. Și când vorbește despre dragoste, e la dragostea caritabilă, dragostea jertfitoare. Și el spune așa, nu există investiție sigură. A iubi înseamnă a fi vulnerabil indiferent ce ai iubi, cu siguranță ceva îți va sta pe inimă și e posibil chiar să ți-o sfâșie. Dacă vrei să te asiguri că nimic nu ți -o va afecta, atunci trebuie să nu-ți încredințezi inima nimănui, nici măcar unui animal. Ambalează-ți-o cu grijuliu în ocupații favorite, în mici desfătări, evită orice situații încurcate, zăvorește-ți-o la loc, sigur în lacră sau în coșciugul egoismul tău. Dar acolo în lacră, la adăpost, în întuneric, nemișcată fără aer, ea se va transforma. Nimic nu ți-o va mai sfâșia, va deveni incasabilă, impenetrabilă, de nerăscumpărată. Alternativa la tragedie, sau cel puțin la riscul tragediei, este damnațiunea. Singurul loc în afara cerurilor unde poți fi absol, absolut ferit de toate primejdile și tulburările este infernul. Închei citat. Ce vrea să spună este că atunci când iubești să asumi un risc, de devii vulnerabil. E normal să fie așa. De aceea trebuie să fii pregătit să acoperi totul, să suferi, să crezi, să nădăjduiești. Asta este în familie, asta este în, în biserică. Asta e dragostea adevărată. Nu este dragostea aia utopică, numai romantică, perfectă cum ar veni noi. Nu putem iubi perfect. Da? Dar Dumnezeu iubește perfect, dar noi ne dăm silința, încercăm, cerem puterea Duhului peste noi dar fără dragoste ești nimic. De aceea e bine că iubești, e bine că ești, ai o familie, un soț, o soție, copii, frați, pe care să iubești. Asta te împlinește. Dacă n-ar fi așa, inima ta ar deveni un mic infern, zice Sies Lois. Dar cine are dragostea lui Dumnezeu în el nu poate să nu iubească nu poate să nu acopere, să nu sufere, să nu nădăjduiască și să creadă. Această dragoste a fost turnată în inimile noastre. Cere această dragoste în inima ta și în familia ta. Ați văzut astăzi mici detalii despre ce este dragostea, ce poate să facă dragostea. Ea vă poate salva familiile, vă poate împlini pe toți și în familie și în biserică. Pentru că această dragoste de la Dumnezeu și Dumnezeu este dragoste. Acestui Dumnezeu iubitor, care ne-a iubit până la capăt, lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.